Amen. Amen. Okay, we would like to continue with our reform line of Luther. Vrem să continuăm cu linia de reformă a lui Luther. And this time period from the midnight cry to the sun in law. Și în această perioadă de timp de la strigătul de la miezul nopții la legea duminicală. We will see now how the glorious manifestation of the power of God will take place. Vom vedea cum va avea loc manifestarea glorioasă a puterii lui Dumnezeu. We will see how false prophets will arise. Vom vedea cum se vor ridica profeți falși. We will see how there is a civil war in Germany. Vom vedea cum este un război civil în Germania. And we will see how Luther is dealing with fanaticism. Și vom vedea cum Luther se ocupă Let's cu fanatism. Let's first see page 51, quote 25. Pagina 69. Let's see how now the work of Luther bears fruit or increases. Să vedem cum lucrarea lui Luther let's crește. Let's read the bold part. Remember, he was spreading writings because he was hidden on the castle of Wartburg. Știți că el a fost ascuns în castelul lui Wartburg? And these writings go throughout Europe. Și scrierile lui merg prin toată Europa. Okay, let's read now. Să citim. His writings were read with great eagerness than ever before. Increasing numbers joined the cause of the heroic man who had at such fearful odds defended the word of God. The Reformation was constantly gaining in strength. The seed which Luther had sown sprung up everywhere. His absence accomplished a work which his presence would have failed to do. Scrierile lui au fost citite cu o sete și mai mare decât înainte. Mulțimi din ce în ce mai mari se alăturau cauzei bărbatului erou care, cu un preț atât de înfricoșător, apărase cuvântul lui Dumnezeu. Reforma câștiga continuu putere. Sămânța semănată de Luther se răspândea pretutindeni. Lipsa lui împlinea acum o lucrare pe care prezența lui n-ar fi făcut-o. So we see here that the Reformation was constantly gaining on strength, in strength. Aici vedem că reformațiunea câștiga mereu putere. And this is accomplished by the writings of Luther. Și acest lucru este îndeplinit de scrierile lui Luther. But now at the same time also Satan is at work. Dar acum în același timp Satana lucrează. Next quote. Următorul citat. But Satan was not idle. He now attempted what he has attempted in every other reformatory movement to deceive and destroy the people by palming off upon them a counterfeit in the place of the true work. As there were false Christs in the first century of the Christian church, so there arose false prophets in the 16th century. Doch Satan war nicht untätig. Er versuchte nun das, was er in jeder anderen Reformbewegung auch getan hatte, das Volk zu täuschen und zu verderben, indem er ihnen eine Fälschung anstatt des wahren Werkes unterschob. So wie sich einst falsche Messiasse in den ersten im ersten Jahrhundert aus der christlichen Kirche erhoben hatten, so erhoben sich nun falsche Propheten im 16. Jahrhundert. Let's read now. Okay, so we see false prophets arising in that time period. Vedem că se ridică profeți falși în acea perioadă de timp. And now we want to read about these false prophets. What did they look like? Acum vrem să citim despre acești profeți falși. Cum erau ei? Okay, next quote. Următorul citat. A few men deeply affected by the excitement in the religious world imagined themselves to have received special revelations of heaven and claimed to have been divinely commissioned to carry forward to its confirmation to the Reformation, which they declared had been but feebly begun by Luther. Câțiva bărbați, profund afectați de frământarea din lumea religioasă, și-au închipuit că au primit descoperiri deosebite din ceruri și au pretins că au însărcinarea divină să ducă până la desăvârșire reforma care, declarau ei, fusese doar slab începută de Luther. So we see these people arising in the time period between the midnight cry and the sun-in-law. Vedem acești oameni care se ridică în perioada de timp între strigătul de la miezul nopții și legea duminicală. But I would suggest to you if we apply this quote on the group of the priests. Dar vă sugerez că dacă aplicăm acest citat la grupul preoților. Ellen White describes that in the Omega apostasy. Ellen White descrie că în apostazia Omega. That people will rise claiming that they have some
Halte special revelations from heaven. Oamenii se vor ridica pretinzând că au descoperiri speciale din ceruri. So we see it in both time periods. Așadar, vedem acest lucru în ambele perioade de timp. We already see false prophets among the priests. Deja vedem profeți falși printre preoți. But we will see also false prophets rising in the time period between Midnight Cry and the Son-in-Law. Și deja vedem profeți falși ridicându-se în perioada de timp între strigătul de la miezul nopții și legea duminicală. Let's see what they are doing. Să vedem ceea ce fac. In truth, they were undoing the very work which had he had accomplished. They rejected the great principle which was the very foundation of the Reformation, that the Word of God is the all-sufficient rule in faith and practice, and that unerring guide they substitute the changeable, uncertain standard of their own feelings and impressions. By this act of setting aside the great detector of error and falsehood, the way was open for Satan to control minds as best pleased himself. În realitate, ei nu aduceau la îndeplinire lucrarea pe care el o făcuse. Ei au respins marele principiu care era chiar temelia reformei, și anume că cuvântul lui Dumnezeu este regula de credință și practică îndestulătoare. Și în locul acestei călăuze care nu greșește, au pus standardul schimbător și nesigur al propriilor sentimente și impresii. Prin îndepărtarea cuvântului care arată rătăcirea și minciuna, a fost deschisă pentru Satana calea de a stăpâni mințile oamenilor după buna lui plăcere. So we see already the same sentiments happening among us, the priests now. Vedem că deja se întâmplă aceleași idei printre noi, preoții, acum. But we will see the same happening from the Midnight Cry to the Son-in-Law. Dar vom vedea că același lucru se întâmplă de la strigătul de la miezul nopții până la legea duminicală. Okay, let's read the next quote. Să citim următorul citat. On page 52. La pagina 52. Quote number 26. There it says the leaders of the movement proceeded to Wittenberg of this false movement and urged their claims upon Melanchthon and his co-laborers, said they, we are sent by God to instruct the people. We've held familiar conversations with the Lord. We know what will happen. In a word, we are apostles and prophets and appeal to Dr. Luther. Conducătorii mișcării s-au dus la Wittenberg ca să-și susțină ideile lor înaintea lui Melanchthon și a colaboratorilor săi. Ei spuneau, suntem trimiși de Dumnezeu să învățăm pe oameni. Am avut conversații intime cu Domnul. Știm ce se va întâmpla. Într-un cuvânt, suntem apostoli și profeți și facem apel la doctorul Luther. Ok, so we are seeing this from the time period from the Midnight Cry to the Son-in-Law. Vedem aceasta în perioadă de timp de la strigătul de la miezul nopții la legea duminicală. I would suggest to you that this quote already fulfilled itself word for word. Dar vă sugerez că acest citat deja s-a împlinit cuvânt cu cuvânt in the last few months, în ultimele câteva luni. With what happened in the Omega apostasy. Cu ceea ce s-a întâmplat în apostazia Omega. Let's see now what the fruits of this false movement is. Să vedem acum care sunt roadele acestei mișcări false. Next quote, quote number 26.3. Următorul citat. There it says, the fruit of the new teaching soon became apparent. The people were led to neglect the Bible or to cast it wholly aside. The schools were thrown into confusion. Didn't we talk about confusion the past week? Students, spurning all restraint, abandoned their studies and withdrew from the university. The men who thought themselves competent to revive and control the work of the Reformation succeeded only in bringing it to the verge of ruin. Rodul acestei noi învățături s-a văzut curând. Oamenii au fost conduși să neglijeze Biblia sau chiar să o respingă cu totul. Școlile au fost invadate de confuzie. Astfel că studenții treceau peste toate restricțiile, își părăseau studiile și se retrăgeau din universitate. Bărbații care credeau că sunt în stare să reînsuflețească și să conducă lucrarea reformei s-au succedat unul după altul numai pentru a duce pe marginea prăpăstiei. Romaniștii și-au recăpătat încrederea și au exclamat prin bucurie, încă un efort și totul va fi al nostru. În legătură cu Matei 13, when can you see the fruit come forth? Când vedem rodul că se coace? Before or after the harvest?
Înainte sau după? It's before the harvest, right? Înainte de seceriș, nu-i așa? What is the harvest? Și care este secerișul? The end of the world. Sfârșitul lumii. What Ellen White says, it's the close of probation. Sau ceea ce Ellen White spune este închiderea timpului and de we probă. Can mark the close of probation for Adventists at the Sunday law. Și putem să marcăm închiderea timpului de probă pentru adventiști la legea duminicală. We are in the big picture. Și noi suntem în imaginea and de we're ansamblu. Seeing fanaticism or false prophets entering into the movement. Și vedem fanatism sau profeți falși care intră în mișcare. Let me correct myself. They're not coming into the movement. Vreau să fac o corecție. Ei nu intră în mișcare. Another movement is raised parallel. Ci de fapt se ridică o altă mișcare care merge în paralel. And here in this time period. Aici în această perioadă de timp. Before the door closes. Înainte ca ușa să se închidă. You see the fruits manifested. Vedem că se manifestă roadele. That the people who are the false prophet. Că poporul care oamenii care sunt profeții falși. Are completely led by a different spirit. Sunt duși sunt conduși de un spirit diferit. Și care este legea duminicală pentru preoți? It's midnight, right? Este miezul nopții, nu? Therefore the fruit will be seen already before midnight for the priest. De aceea rodul va fi văzut deja la miezul nopții pentru preoți. And there it says in the last sentence, the Romanists now regarding their confidence and exclaimed exultingly, one last struggle and all will be ours. Spune că romaniștii și-au recăpătat încredere și au exclamat prin de bucurie. Încă un efort și totul va fi al nostru. The church seems to fall. Biserica pare că o să cadă. But will it fall? Dar oare va cădea? No, it won't fall. Nu, nu va cădea. So also the Reformation won't fall. Was not to fall. Tot așa și reformațiunea nu but the opposers of the Reformation, they were happy because they were happy. Dar cei care s-au opus reformațiunii erau fericiți pentru că au crezut că reformațiunea se va distruge acum. And a few months ago, maybe a couple months ago. Și cu câteva luni în urmă. Did I read I read a Facebook quotation which was sent to me. Mi-a fost trimis un citat de pe Facebook. Where someone stated that the Jeff Pippinger or the 25-20 movement is destroying itself now. În care cineva spunea că Jeff Pippinger sau mișcarea de 2520 se autodistruge acum. Because it's about to fall. Pentru că este pe cale să cadă. Because there is now a split, a controversy amongst them. Pentru că acum există o controversă între ei. And I would suggest that this is the exact same experience Luther was going through. Și vă sugerez că aceasta este exact aceeași experiență prin care Luther trece. But the church appears to fall. Biserica pare că cade. But it won't fall. Dar nu va cădea. The same with this movement. Și este la fel cu această mișcare. Okay. Let's continue. Haideți să continuăm. And Luther hears now about these troubles. Luther acum aude despre aceste vești îngrijorătoare. But he says he already expected that to come. Dar spune că deja se aștepta la aceasta. Okay, let's read the next quote, the bold part. Haideți să citim următorul quote number 26. Pagina the opposition 86, of the Pope and the Emperor had not caused him so great perplexity and distress as he now experienced. From the professed friends of the Reformation has risen its worst enemies. Împotriva papei și a împăratului nu-i provocase. Împotrivirea papei și a împăratului nu-i provocase o încurcătură și o durere atât de mare ca cea pe care o trăia acum, iar dintre prietenii care se declaraseră în favoarea reformei se ridicaseră cei mai răi dușmani. Where do the worst enemies of the Reformation, the false prophets, come from? De unde au venit cei mai răi dușmani sau cei mai mari vrăjmași ai reformei? They were professed friends of the Reformation. Au fost pretinși prieteni ai reformațiunii. It's within this movement that our worst enemies are coming from. Din această mișcare vor veni cei mai mari dușmani noștri. Judas was part of the disciples. Iuda era o parte a ucenicilor. And he turned out to be the worst enemy. Și el s-a întors pentru a fi cel mai mare vrăjmaș. The very truth which had brought him so great joy and consolation were being
employed to stir up strife and create confusion in the church. Chiar adevărurile care îi aduseseră atât de mare bucurie și mângâiere erau folosite acum pentru a provoca dispută sau pentru a crea confuzie în biserică. Let's see now what happens in Wittenberg. Haideți să vedem acum ce se întâmplă în Wittenberg. You have to factor in. Trebuie să luați în considerare that Wittenberg at that time că Wittenberg în acel moment was a very important city. Era o cetate foarte, un oraș foarte important, mai ales în, din punct de vedere religios. That's where the university was of theology. Acolo era universitatea de teologie. That's where Luther was located. Acolo se afla Luther. That's where Luther was, that was the main, so to speak, the capital of the Reformation. Acolo a fost și capitala Reformațiunii. And let's see now what happens. Și haideți să vedem ce se întâmplă acum. The next quote. Următorul citat. And now Wittenberg itself, the very center of the Reformation, was fast falling under the power of fanaticism and lawlessness. This terrible condition had not resulted from the teachings of Luther, but throughout Germany his enemies were charging it upon him. In bitterness of the soul, he sometimes asked, can such then be the end of this great work of the Reformation? Again he wrestled with God in prayer, peace flowed in his heart. The work is not mine, but thine own, he said. Thou wilt not suffer it to be corrupted by superstition or fanaticism. Iar acum chiar Wittenbergul, centrul reformei, cădea văzând cu ochii sub puterea fanatismului și a nelegiuirii. Această tristă stare nu era urmarea învățăturii lui Luther și totuși vrăjmașii săi din întreaga Germanie au pus-o pe seama lui. În amărăcina sufletului său se întreba adesea, oare acestea poate fi sfârșitul acestei lucrări mari de reformă? Alteori, în timp ce se ruga lui Dumnezeu cu ardoare, pacea se revărsa iarăși peste inima lui. Lucrarea nu este a mea, ci a ta, spunea el. Tu nu vei permite să fie distrusă de superstiție sau fanatism. Okay, so we see that this is in a time period from the midnight cry to the son-in-law. Aceasta este în perioada de timp de la miezul nopții la strigătul la miezul nopții la legea duminicală. But I would like to apply that to our day now, to us as priests. Dar vreau să o aplicăm la linia de reformă a preoților. We see that fanaticism or this false teaching come to the very heart of the Reformation. Vedem că fanatismul sau aceste învățături false vin chiar la în which inima was Wittenberg. Adică în Wittenberg. And in the break I tried to look what Witten means. Și în pauză am încercat să caut ce înseamnă Witten. And I couldn't find a definition. Și nu am putut să găsesc o definiție. But berg means a mountain. Și berg înseamnă munte. And this is a solid foundation. Aceasta este o temelie solidă. And I would like to ask you now, what is our Wittenberg in this movement? Și vreau să vă întreb, cine este Wittenbergul nostru în această mișcare? What is our center of this movement? Care este centrul nostru al acestei mișcări? What is this very heart of this movement? Reformation takes place. Care este inima acestei mișcări în care are loc această reformație? Where, remember, Wittenberg, there was a university. Amintiți-vă că în Wittenberg era o universitate. And their people were educated to be teachers. Și acolo erau oamenii educați pentru a fi. And then they were sent out into Europe. Și apoi erau trimiși în Europa. Do we have a school which is the very heart of this movement? Oare avem noi o școală care este chiar inima acestei lucrări, mișcări? Where this reformation, this message of reformation is being studied. În care acest mesaj al reformațiunii este studiat. And we saw fanaticism. Sorry. We saw how fanaticism entered the school. Am văzut cum fanatismul a intrat în școală. And we saw how this happened to the very letter. Și am văzut cum chiar acesta s-a întâmplat la literă. How fanaticism was brought to the school in Arkansas. Cum fanatismul a fost adus la școală din Arkansas. To the very heart of this movement.
chiar în inima acestei mișcări. But what is Luther doing now? Dar ce face Luther acum? The quote says, "But thought of remaining longer from the conflict in such crisis became insupportable. He determined to return to Wittenberg." Spune, dar gânduri de a rămâne încă multă vreme în afara luptei, într-o astfel de criză, a devenit de nesuportat. S-a hotărât să se întreîntoarcă la Wittenberg. What is Luther doing now? Ce face Luther acum? Under all circumstances. În acele circumstanțe. He goes back and he meets the fanaticism. El se întoarce înapoi și se confruntă cu fanatism. And so we have to meet it. Și la fel și noi trebuie să îl confruntăm. We have to meet this iceberg right in front of us. Trebuie să ne confruntăm cu acest iceberg chiar în fața noastră. Let's continue. Să continuăm. So Luther returns. Așadar Luther se întoarce. And he is going to preach now. Și el va predica acum. And I suggest to you that also this is part of this camp meeting. Și vă sugerez că aceasta este parte din această tabără. Preaching is the way how you meet the fanaticism. Pentru că prin predică confrunți fanatismul. Quote 27. Day after day for a whole week, Luther continued to preach to the eager crowds. The word of God broke the spell of fanatical excitement. The power of the gospel brought back to the misguided people Pagina into 73, the way of truth. Citatul de jos. Timp de o săptămână în fiecare zi, Luther a continuat să predice mulțimii dornice. Cuvântul lui Dumnezeu afrând vraja exaltării fanatice. Puterea Evangheliei i-a întors pe cei rătăciți la calea adevărului. So this is what we have to do. Asta este ceea ce noi trebuie să facem. Priests have to meet the iceberg. Noi trebuie să ne confruntăm cu icebergul. And by preaching it, the preaching will break the spell of fanatical excitement. Și predicarea va rupe vraja excitării fanatice. And in the large fractal. Și în fractalul mare. I would suggest to you that he preaches for a week. Vă sugerez că el predică timp de o săptămână. Which is 7 days. Care sunt 7 zile. And we can mark 7 days or the number 7 in this time. Și putem să marcăm 7 zile sau numărul 7 în această perioadă de timp. Okay. And now we want to come to we want to lead into the symbol now of the civil war. Acum vrem să mergem la simbolul războiului civil. Let's read the next quote. Următorul the fanaticism was checked for a time. But several years later it broke out with greater violence and more terrible results. Said Luther concerning the leaders in this movement, to them the Holy Spirit were but a dead letter, and they all began to cry, the Spirit, the Spirit. Fanatismul a fost înăbușit pentru o vreme, dar câțiva ani mai târziu a izbucnit iarăși cu o violență și mai mare și cu urmări mai grozave. Cu privire la conducătorii acestei mișcări, Luther spunea, pentru ei, Sfintele Scripturi erau doar o literă moartă și au început să strige cu toții, Duhul, Duhul. So we see that fanaticism was checked for a time, but then it broke out again. Vedem că fanatismul a fost oprit pentru un timp, dar apoi a izbucnit din nou. Let's read what the result of this rising up of fanaticism will bring or was bringing. Să vedem care a fost rezultatul acestei ridicări din fanatism. Ridicarea fanatismului. There it says on page 54, quote number 28. The fanatical teachers gave themselves up to be governed by impressions regarding every thought and impulse as the voice of God. Consequently, they went to great extremes. Some even burned their Bibles, exclaiming, the letter killeth, but the Spirit giveth life. Münzer's teaching appealed to man's desire for the marvelous,
for the marvelous, while it gratified their pride by virtually placing human ideas and opinions above the word of God. This is spiritualism. His doctrines were received by thousands. He soon denounced all order in public worship and declared that they obey princes was and declared that to obey princes was to attempt to serve both God and Belial. Învățătorii fanatici se lăsau stăpâniți de impresii, socotind orice gând sau pornire ca fiind glasul lui Dumnezeu. Ca urmare, au căzut în mari extreme. Unii dintre ei și-au ars Bibliile, chiar exclamând, litera omoară, dar Duhul dă viață. Învățătorul lui Munzer făcea apel la dorința oamenilor după ceva miraculos, în timp ce le hrănea mândria, punând, în realitate, ideile și părerile oamenilor mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile lui erau primite de mii de credincioși. În curând a condamnat orice ordine în serviciul divin public și a declarat că a asculta de prinți înseamnă a încerca să-L slujești atât pe Dumnezeu cât și pe Belial. And I would suggest to you that this fanaticism și vă sugerez că acest fanatism was bringing confusion. Aducea confuzie. And what is another word for confusion? Și care este un alt cuvânt pentru confuzie? Babylon, okay? Babylon, okay? It's unorganized. Este neorganizat. There is no organization in there. Nu există nicio organizație acolo. You see that they renounced all the they didn't want to obey the princes anymore. Vedeți că ei au renunțat, nu vreau să asculte de prinți. Denounced all order in public worship. Au denunțat și orice închinare publică. So I would suggest to you. De aceea vă sugerez. That fanaticism always has something to do with disorganization. Că fanatismul întotdeauna are ceva de a face cu dezorganizare. And it's not surprising to me. Și nu este surprinzător that pentru mine. The group which was claim to be that these are the false priests or the tares. Că grupul care pretind că noi suntem I'll restate it because I didn't know the English word either. Okay, so I would say that applying it to the priests in the situation we are now. Vreau să vă zic că dacă o aplicăm la preoți în situația în care suntem acum. As we already stated this week. Așa cum deja am afirmat săptămâna aceasta. The false prophets, the tares. Profeții falși sau neghina. The foolish virgins. It doesn't surprise me. Nu, neînțelepte, nu mă surprinde. That they teach că that we shouldn't get organized. Că nu ar trebui să fim organizați. This is a symbol of fanaticism. Pentru că acesta este un simbol al fanatismului. Just to point this out. Let's continue. Să continuăm. Quote number 28. The minds of the people, already beginning to throw off the yoke of the papacy, were also becoming impatient under the restraints of civil authority. Münzer's revolutionary teachings, claiming divine sanction, led them to break away from all control and give the rein to their prejudice and passions. The most terrible scenes of sedition and strife followed, and the fields of Germany were drenched with blood. Mintea oamenilor care începuseră să respingă jugul papalității, a început să-și piardă răbdarea și sub restricțiile autorității civile. Învățăturile revoluționarele lui Munzer, care susținea că sunt aprobate de cer, i-au condus să iasă de sub orice control și să dea curs prejudecăților și pornirilor lor. Au urmat scenele cele mai grozave de răzvrătire și violență, iar câmpiile Germaniei au fost stropite de sânge. So we see here that Germany is in a civil war. Aici vedem că Germania este într-un război civil. And we heard it already this week. Și am auzit deja în această săptămână. That the United States will have a civil war. Că Statele Unite vor avea un război civil. Between a midnight cry and the Sunday law. Între strigătul de la miezul nopții și legea dominicală. And I would suggest that the timeline of Luther, the reform line of Luther. Și vă sugerez că linia de reformă a lui Luther. Is establishing this point. Stabilește acest punct. Civil war. Că va exista un război civil. And one of the reasons is because people don't want
They wanted to break away from all control. Și unul dintre motivele este că oamenii doreau să scape de orice control. I can't find it anymore, but they didn't want the authorities anymore. Dar ei nu mai vreau să se supună autorităților. In the beginning of the quote it says also becoming impatient under the restraints of civil authority. De asemenea, au devenit nerăbdători sub restrângerile autorităților civile. And we know that the civil war și știm că războiul civil will lead to that Trump will become a dictator. Faptul că Trump va just deveni as dictator. In the French Revolution. Tot așa ca în Revoluția franceză. If I remember correctly. Dacă mi-aduc aminte corect. We mark here the year 1793. Marchez aici anul 1793. Where the reign of terror starts. Unde începe domnia terorii. And there is a civil war within France. Și există un război civil în Franța. And France is typifying as a two-horned power the United States. Și Franța prefigurează o putere cu două coarne. And so we see also Germany representing the United States here in that context. Și de asemenea vedem că Germania reprezintă Statele Unite în acest context. Okay. Let's continue. Haideți să continuăm. See how much time I have left. Okay, it's okay. Next quote. Următorul citat. The Romanists exulted, expecting to witness the speedy downfall of the Reformation, and they blamed Luther even for the errors which he had been most earnestly endeavoring to correct. The fanatical party, by falsely claiming to have been treated with great injustice, succeeded in gaining the sympathies of large class of people. Note here that there is a lot, it's going, the subject here is sympathy. And it's often the case with those who take the wrong side, they came to be regarded as martyrs. Thus the ones who were exerting every energy in opposition to the Reformation were pitied and lauded as the victims of cruelty and oppression. This was the work of Satan, prompted by the same spirit of rebellion which was first manifested in heaven. Romaniștii tresăltau așteptând să fie martorii unei apropiate prăbușiri a reformei. Ei îl acuzau pe Luther chiar și pentru greșelile pe care el încercase cu atâta stăruință să le îndrepte. Partida fanaticilor, prin susținerea mincinoasă că fusese rătratați cu o mare nedreptate, avea succes în câștigarea simpatiilor unei mari clase de oameni și, așa cum se întâmplă totdeauna cu aceia care apucă pe o cale rea, au ajuns să fie priviți ca martiri. În felul acesta, aceia care au folosit toată puterea lor împotriva reformei erau compătimiți și lăudați ca victime ale cruzimii și ale persecuției. Această lucrare era de la Satana, mânată de același spirit de răscoală care s-a manifestat pentru prima oară în ceruri. So this entire mess, who was it blamed upon? Pe cine a fost învinuit de toate aceste chestiuni? Luther, right? Luther, nu? That's what she said in the beginning. Luther was blamed for all of that. Asta spune la început că Luther a fost So învinuit. Who will be blamed for all this mess here which will take place in the United States? Cine va fi învinuit pentru toate aceste probleme care vor avea loc aici în Statele Unite? I would suggest to you it's us or the church triumphant. Vă sugerez că suntem noi sau biserica triumfătoare. Let's read the next quote. Să citim următorul citat. Quote number 29. Satan is constantly seeking to deceive men and lead them to call sin righteousness and righteousness sin. How successful has been his work? How often censor and reproach has cast upon God's faithful servants because they will stand fearlessly in defense of truth. Men who are but agents of Satan are praised and flattered and even looked upon as martyrs, while those who should be respected and sustained for their fidelity to God are left to stand alone under the suspicion and distrust. Satana căută continuu să-i amăgească pe oameni și să-i facă să numească păcatul neprihănire și neprihănirea să o considere păcat.
Cât succes a avut această lucrare! De câte ori mustrarea și dezaprobarea sunt aruncate asupra slujitorilor credincioși ai lui Dumnezeu, deoarece ei stau fără teamă în apărarea adevărului. Oamenii care nu sunt altceva decât agenții lui Satana sunt lăudați, lingușiți și priviți chiar ca martiri, în timp ce aceia care trebuiau respectați și susținuți pentru credincioșia lor față de Dumnezeu sunt părăsiți și lăsați singuri, priviți cu neîncredere și bănuială. Counterfeit holiness, superior sanctification, is still doing its work of deception. Under various forms, it exhibits the same spirit as in the days of Luther, diverting minds from the scriptures and leading men to follow their own feelings and impressions rather than to yield obedience to the law of God. This is one of Satan's most successful devices to cast reproach upon purity and truth. Fearlessly did Luther defend the gospel from the attacks which came from every quarter. The word of God proved itself a weapon mighty in every conflict. So, what is our weapon? Care este arma noastră? To meet the iceberg? Pentru a ne confrunta cu icebergul? It's the word of God. Este cuvântul lui Dumnezeu. It is written. Stă scris. That's how how Christ approached Satan. În felul acesta Domnul Hristos l-a abordat pe Satana. That is our weapon today. Aceasta este arma noastră astăzi. And it's a weapon which will never fail us. Și este o armă care nu ne va. And this is the weapon Luther used. Against the false prophets and fanaticism in his time. Aceasta este arma pe care Luther a folosit-o împotriva profeților falși și fanaticilor din vremea lui. Upon his return from Wartburg, Luther completed his translation of the New Testament, and the gospel was soon after given to the people of Germany in their own language. This translation was received with great joy by all who loved the truth, but it was scornfully rejected by those who choose human traditions and the commandments of men. După întoarcerea de la Wartburg, Luther a terminat traducerea Noului Testament și Evanghelia a fost dată curând după aceea poporului german în propria limbă. Această traducere a fost primită cu mare bucurie de toți aceia care iubeau adevărul, dar a fost respinsă cu dispreț de aceia care au ales tradițiile omenești și poruncile oamenilor. What was given to God, to the people? Ce le-a fost oferit God's oamenilor? Word, right? Cuvântul Domnului, da? And how many classes did it produce? Și câte categorii de oameni au produs? Two. Două. Let's read on. Să continuăm. The priests were alarmed at the thought that the common people would now be able to discuss with them the precepts of God's word and that their own ignorance would thus be exposed. The weapons of their carnal reasoning were powerless against the word, the sword of the spirit, Rome summoned all her authority to prevent the circulation of the scriptures, but decrees, and tortures were alike in vain. The more she condemned and prohibited the Bible, the greater was the anxiety of people to know what really taught. All who could read were eager to study the word of God for themselves. They carried it about with them and read and reread and could not be satisfied until they had committed large portions to memory. Seeing the favor with which the New Testament was received, Luther immediately began the translation of the Old and published in its part as fast as completed. Preoții s-au alarmat la gândul că oamenii de rând puteau să discute cu ei preceptele cuvântului lui Dumnezeu și că urma să fie demascată propria neștiință. Armele rațiunilor firești erau fără putere în fața sabiei Duhului. Roma și-a stins întreaga ei autoritate
și a strâns întreaga autoritate pentru a zădărnici răspândirea scripturilor. Dar atât decretele, anatemele, cât și torturile erau zădarnice. Cu cât se condamna și se interzicea mai mult Biblia, cu atât mai mare era dorința oamenilor de a cunoaște ce îi învață ea în realitate. Toți aceia care puteau să citească erau dorniși să studieze personal cuvântul lui Dumnezeu. Îl luau cu ei, îl citeau, îl reciteau și nu se mulțumeau până când nu învățau pe din afară părți din el. Noul Testament a fost primit cu mare interes. Văzând aceasta, Luther a început de îndată traducerea Vechiului Testament pe care îl publică fragmentat pe măsura traducerii lui. I would suggest to you that this fits very well in this time period here. Vă sugerez că aceasta se aliniază chiar în această perioadă de timp aici. When we see the glorious manifestations of the power of God. Când vedem manifestarea glorioasă a puterii lui Dumnezeu. We will see that one decree after the other one will be brought up against God's people. Vom vedea că un decret după altul va fi adus înaintea poporului lui Dumnezeu. Torture and persecution will come. Va veni tortură și persecuție. But the more Rome will persecute, dar cu cât Roma va persecuta mai mult, the more the light will shine brighter, cu atât lumina the va more străluci people will come in, mai puternic, cu atât vor and veni we mai see how the latter rain, și vedem cum ploaia târzie swelling into this loud cry, se transformă în această mare strigare. Haideți să continuăm. Quote number 31. These writings were studied with deep interest by rich and poor, the learned and the ignorant. At night, the teachers of the village schools read them aloud to little groups gathered at the fireside. With every effort, some souls would be convicted of truth and receive the word with gladness, would in their turn tell the good news to others. Aceste scrieri erau studiate cu profund interes de bogați și de săraci, de învățați și de neînvățați. Seara, învățătorii de la școlile sătești le citeau cu glas tare oamenilor adunați în grupe mici la gura sobei. Cu orice efort ce era făcut, mulți erau convinși de adevăr și, primind cuvântul cu bucurie, duceau la rândul lor veștile bune și altora. The words of inspiration were verified. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. The study of the scriptures was working a mighty change in the minds and hearts of people. I would suggest to you that this is what Brother Jeff was telling us the other night. Vă sugerez că aceasta ne spunea fratele Jeff în seara trecută. That it's the greatest miracle of God or from Christ. Că este that a person gets convicted or converted. Cel mai mare miracol al lui Dumnezeu sau al Domnului Hristos este convertirea unei persoane. Și cum poate îndeplini Dumnezeu acest lucru? Numai dacă acceptăm mesajul ploii târzii, which was started to be given to us at 9/11, care a început să fie dat la 11 septembrie. This message is to bring a change in us, in our mind and in our heart. Acest mesaj va duce o schimbare în mintea și inima noastră. Let's see now the effect of all of that. Haideți să vedem efectul toate acest lucru. Quote number 32. Persons of all ranks were to be seen with the Bible in their hands defending the doctrines of the Reformation. The Baptists who had left the study of the scriptures to the priests and monks now called upon them to come forward and refute the new teachings. But ignorant alike of the scriptures and of the power of God, priests and friars were totally defeated by those whom they had denounced as unlearned and heretical. Unhappily, said a Catholic writer, Luther had persuaded his followers to put no faith in any other oracle than the Holy Scriptures. Crowds would gather to hear the truth
advocated by men of little education and even discussed by them with learned and eloquent theologians. The shameful ignorance of these great men was made apparent as their arguments were met by the simple teachings of God's words. Laborers, soldiers, women, and even children were better acquainted with the Bible teachings than were the priests and the learned doctors. Persoanele din toate categoriile erau văzute cu Biblia în mână, apărând învățăturile reformei. Papistașii, care lăsaseră studiul scripturilor pe seama preoților și a călugărilor, îi chemau acum să apară în față și să respingă noile învățături. Dar, necunoscând nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu, preoții și călugării erau învinși de aceea pe care ei îi declaraseră ca neînvățați și eretici. Din nefericire, spunea un scriitor catolic, Luther i-a îndemnat pe urmașii lui să nu-și pună încrederea în nicio altă revelație decât în Sfânta Scriptură. Mulțimi de oameni se adunau să audă adevărul apărat de bărbați cu puțină instruire și chiar discutat de ei cu teologi învățați și elocvenți. Ignoranța vrednică de rușine a acestor bărbați mari era manifestată atunci când argumentele lor erau întâmpinate cu învățăturile simple ale cuvântului lui Dumnezeu. Muncitorii, soldații, femeile și chiar copiii cunoșteau mai bine învățăturile Bibliei decât preoții și doctorii învățați. So we see here the principle of Isaiah 28. Aici vedem principiul din Isaia 28. Where God teaches the unlearned. Principiul din Isaia 28, așa numai că Dumnezeu învață pe cei neînvățați. Oamenii simpli. And he makes them able. Și îi face capabil. To defend their faith and the Bible. Să-și apere credința din Biblie. And they are better learned than the theologians. Și sunt mai învățați decât teologii. And we see that even in Adventism. Și vedem că chiar în adventism. Brother Jeff was sharing many stories how he argued with theologians. Fratele Jeff ne-a arătat multe istorii în care el s-a confruntat cu teologi. And as far as I know, he never went to a university to learn theology. Și din câte știu, el niciodată nu a mers la universitate pentru a învăța teologie. So also will the church triumphant. Tot așa biserica triumfătoare. Will be able to argue with the big men in this world. Va fi capabilă să se confrunte cu mari oameni din această and lume. And they won't be able to bring up any argument because they're ignorant of the scriptures. Și nu va fi capabilă să aducă vreun argument pentru datorită necunoștinței lor a scripturii. Let's finish this waymark here. Haide să încheiem această piatră de hotar aici. Read the last quotes. When persecution was kindled against the teachers of truth, they gave heed to the words of Christ. When they persecute in the city, flee into another. The light penetrated everywhere. The fugitives would find somewhere a hospitable door open to them, and they were abiding. They would preach Christ, sometimes in the church, or if denied that privilege, in private houses or in open air. Whenever they could obtain a hearing, was a consecrated temple. The truth proclaimed with such energy and assurance spread with irresistible power. Atunci când a început persecuția împotriva învățătorilor adevărului, ei au luat aminte la cuvintele lui Hristos. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Lumina pătrundea peste tot. Fugarii găseau peste tot o ușă deschisă, primitoare și rămânând acolo, îl predicau pe Hristos, uneori în biserică sau, dacă li se refuza aceasta, în case particulare sau în aer liber. Locul unde puteau avea ascultători era considerat ca templu. Adevărul vestit cu atâta energie și siguranță se răspândea cu o putere de neînvins. Next quote. In vain both ecclesiastical, it's a hard word for me, and civil authorities were invoked to crush the heresy. In vain they resorted to imprisonment, torture, fire, and sword. Thousands of believers sealed their faith with their blood, and yet the work went on. Persecution served only to extend the truth, and fanaticism which Satan endeavored to unite with it resulted in making more clear the contrast between the work of Satan and the work of God.
În zadar au fost chemate autoritățile civile și religioase să stârpească erezia. În zadar au recurs la închisoare, tortură, foc și sabie. Mii de credincioși au pecetluit credința cu sângele lor, dar cu toate acestea lucrarea înainta. Persecuția slujea doar la răspândirea adevărului, iar fanatismul pe care Satana a încercat să-l unească cu acesta a contribuit și mai mult la accentuarea contrastului dintre lucrarea lui Satana și lucrarea lui Dumnezeu. So we see here persecution. Aici vedem persecuția. Of course you can spend much more time on every of these symbols. Bineînțeles că putem petrece mult mai mult timp pe aceste simboluri. But we have to move on. Trebuie să mergem înainte. Time is short now. Timpul este scurt. I would have needed another presentation to fully establish these two waymarks. Aș fi avut nevoie de încă o prezentare pentru a întemeia pe deplin aceste două pietre de hotar. Therefore, you can read in your own time the quotes. They're all in your handout. De aceea puteți să citiți toate citatele pe cont propriu, sunt toate în notițe. I will give you the history now. Vă voi zice istoria. Okay. So we see what effect the Reformation had. Vedem efectul reformațiunii. Charles V. Și Carol al V-lea, who rejected the Reformation, care a respins reformațiunea, was never able to deal with the Reformation. Niciodată nu a fost capabil să se ocupe de reformațiune. Because we already stated that Islam was at the borders of Europe. Pentru că deja am spus că Islamul a fost la granițele Europei. There came the time when Islam was attacking Hungary. A fost un timp în care Islamul a atacat Ungaria. And the king of that country. Și împăratul acelei țări. Came to Charles V and asked him for help. A venit la Carol al V-lea și i-a cerut ajutor. But Charles V was only as powerful as he could only have the power to help him. Dar Carol al V-lea nu a avut putere să-l ajute. If the princes or kings beneath him would help him to give armies. Decât dacă prinții sau de sub el vor oferi armate. So in the year 1526. Așadar în anul 1526. Was a council of Speyer. A fost consiliul de la Speyer. And this one was the first one. Și acesta a fost primul. And in this council. Și în acest consiliu. He asked the other kings for help. A cerut celorlalți împărați ajutorul. And the other princes or kings who were only willing to help. Când ceilalți împărați sau prinți care erau dornici să ajute. If Charles would agree to have religious liberty in Germany. Dacă Carol ar accepta să aibă să aprobe libertatea religioasă în Germania. Și Carol a trebuit să făgăduiască acest lucru. Așadar în Germania exista libertate religioasă. And I don't know how I have to say about the timeline of Luther or the reform line of Luther. It's always a happy end there. Ceea ce vreau să spun este că întotdeauna există un sfârșit fericit aici. 3 ani mai târziu. Charles calls for another he calls for another council. Carol cheamă un alt consiliu. And this is also in Speyer. Și acesta este tot în Speyer. And this is the second one. Și acesta este al doilea. And I would suggest to you that this is the same waymark, just showing a progressive nature. Și vă sugerez că acesta este aceeași piatră de hotar care doar arată o natură progresivă. And we know that the Sunday law can be midnight. Și știm că legea duminicală poate fi miezul nopții. And I think Brother Tabo shared with you. Și cred că fratele Tabo v-a împărtășit. That Trump will call in how do you call it a national council for the how do we call it again what he's a constitutional convention. Thank you. Că Trump va chema o convenție de constituție. Convenție constituțională. Because on this council. Pentru că în acest consiliu. There Charles he wants to retract what he had promised there. Carol vrea să retracteze ceea ce a promis atunci. He wants to have a Catholic Germany again. Vrea să aibă din nou o Germanie catolică.
And I'm saying this is typifying the Sunday law. Și vreau să spun că aceasta prefigurează legea duminicală. But there, it's interesting. He talks about Germany only. Dar este interesant că el acolo vorbește doar despre Germania. But he was emperor of several kingdoms back then. Dar el era împăratul la câteva împărații atunci. The law he wanted to create was to be implemented in Germany. Dar legea pe care a vrut să o creeze urma să fie implementată în Germania. Meaning it was national. Înseamnă că era națională. So we have the national Sunday law. Așadar avem legea duminicală națională in the United States. În Statele Unite. But the princes, they protest. Dar prinții au protestat. And in Ellen White's writing you can see how they protest. I won't explain it to you. Și în scrierile Elenei White puteți să vedeți cum vor protesta, nu vă voi scrie acum. But a year later, dar un an mai târziu, there is another council. Este un alt conciliu. This is the council. Și acesta este conciliul of Augsburg. De la Augsburg. And I would suggest that this is the universal Sunday law. Și vă sugerez că aceasta este legea duminicală universală. Because now Charles wants to accomplish here what he didn't accomplish here. Pentru că acum Carol vrea să îndeplinească aici ceea ce nu a îndeplinit mai devreme. And here he doesn't want to just have a German Catholic. Și aici el nu dorește să aibă doar o Germanie catolică. But here he wants his entire empire to be Catholic. Dar aici el vrea ca tot imperiul să fie catolic. Typifying the universal Sunday law. Care prefigurează legea duminicală universală. And there, și acolo, the princes knew what he wanted to do. Prinții au știut ceea ce au vrut să facă. And they wrote a paper, a letter. Și au scris o declaring their faith on that letter. O scriere și au declarat credință în acea scrisoare. And on this council, this letter was written to all the princes and kings who were present. Și pe acea scrisoare era scris adresat către toți prinții care erau prezenți acolo. And Ellen White talks about it. Și Ellen White vorbește despre aceasta. Read it in the notes. Putem să citim în notițe. She says this was such a powerful thing happening at that council. Și spune că la acel conciliu s-a întâmplat un lucru atât de puternic. That the emperor himself declared that this was truth. Că însuși împăratul a declarat că acesta era adevărul. And this is called the protest of the princes. Și acesta este numit protestul prinților. That's where the word protest was born. De acolo s-a născut cuvântul protest. And what were they protesting against? Împotriva cui protestau? They were protesting against the uniting of the church and state. Ei protestau împotriva unirii dintre biserică și stat. In notes you have it, she writes it very clear. În notițe, ea scrie foarte clar acest lucru. And this letter was translated in many languages. Și această scrisoare a fost tradusă în multe limbi. And that's and it was spread in all of Europe. Și a fost împrăștiat în toată Europa. So also the Reformation spread over Europe. Și tot așa reformațiunea s-a împrăștiat prin Europa. Was lifted up as an ensign. A fost ridicată ca un ensign. So this is the universal Sunday law. Aceasta este legea duminicală universală. Where Michael will stand up and deliver his people. În care Mihail se va ridica și va So now we come to the 46 year period. Acum venim la perioada de 46 de ani. We have a 46 year period. Avem o perioadă de 46 de ani. Let me use another color. O să folosesc o altă culoare. De la nașterea lui Luther. Exactly to the Sunday law. Până la legea duminicală. Sunt 46 de ani. Typifying 1798. Care prefigurează 1798. And 1844. Și 1844. Building of the temple. Construirea templului. We have the 46 years in Luther's time.
Avem cei 46 de ani în timpul lui Luther, from his birth, de la nașterea lui, where the princes protested for the first time. Unde prinții au protestat pentru prima dată. And in this time period, God was building up the temple. Și în această perioadă de timp Dumnezeu a construit templul. Okay, there's many more to say. Sunt mai multe de spus. And I will end now. Și voi sfârși acum. With two short quotes. Cu două citate scurte. Page 66, our last page. De la ultima pagină. What gave the strength to this movement, to this reformation? Ce a dat puterea acestui mișcări, reformației? Now I would suggest to you when we read it now. Vă sugerez că atunci când o citim acum, we read it with the mindset of applying it to us in this movement. Ne gândim să o aplicăm nouă în această mișcare. Quote starts on page 65, sorry. From the secret place of prayer came the Pagina power 93, that shook the world in the Great Reformation. There, with holy calmness, the servants of the Lord set their feet upon the rock of his promises. During the struggle at Augsburg, Luther did not pass a day without devoting 3 hours at least to prayer, and they were hours selected from those the most favorable to study. In the privacy of his chamber, he was heard to pour out his soul before God in words of full adoration, fear, and hope, as when one speaks to a friend. I know that thou art our Father and our God, he said, and thou wilt scatter the persecutors of thy children, for thou art thyself endangered with us. All this matter is thine, and it's only by thy constraint that we have put our hands to it. Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în marea reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduințelor sale. În timpul luptei de la Augsburg, Luther nu lăsa să treacă nicio zi fără să consacre cel puțin 3 ore pentru rugăciune și erau ceasurile cele mai potrivite pentru studiu. În cămăruța lui retrasă era auzit revărsându-și sufletul înaintea lui Dumnezeu în cuvinte pline de adorare, teamă și nădejde, ca și când ar fi vorbit cu un prieten. Știu că tu ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, spunea el, și că îi vei risipi pe prigonitorii copiilor tăi, căci tu însuți ești amenințat împreună cu noi. Toată această problemă este a ta și numai pentru că tu ne-ai constrâns am pus noi umărul la ea. Where does the power come from? De unde vine puterea? For this movement? Pentru această mișcare? Movement of the church triumphant? Mișcarea bisericii triumfătoare? Comes from the devotion of prayer and study. De la devoțiune în rugăciune și studiu. Let's read now the last quote. Haideți să citim ultimul citat. God did listen to the cries of his servants. He gave the princes and ministers great grace and courage to maintain the truth against the rulers of darkness of this world. Saith the Lord, behold, I lay in Zion a chief's cornerstone, elect and precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Amen. The Protestant reformers had built on Christ, and the gates of hell could not prevail against him. Dumnezeu a ascultat strigătele slujitorilor săi. El a dat prinților și lucrătorilor harul și curajul de a susține adevărul împotriva conducătorilor întunericului acestei lumi. Domnul a zis, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, prețioasă și oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Reformații protestanți au clădit pe Hristos și porțile iadului nu i-au putut birui. When I read this quote this morning, atunci când am citit acest citat în această dimineață, I was amazed when I recognized, am fost uimit atunci când am recunoscut what number this quote has in this booklet. Numărul pe care îl are acest citat în notițele din engleză. It has the number 45. Are numărul 45. And we know that in the time period of the 45th president. Și știm că în perioada de timp a celui de-a 45-lea președinte. Which is the time period of midnight and the midnight cry. Care este perioada de timp de la miezul nopții la strigătul de la miezul nopții și al strigătului la miezul nopții. That the Protestant or this movement. Că protestanții sau această mișcare. Had built on Christ. Au construit pe Hristos. And the gates of hell could not prevail against it. Și porțile iadului nu vor putea să biruie.
Ägypten. This is exactly the verse we mark at midnight. Și acesta este exact versetul pe care îl marcăm la miezul nopții. Let's pray. Să ne rugăm. Dear Father in heaven, we want to thank you. Părinte Ceresc, vrem să-ți mulțumim că procedurile tale cu oamenii sunt totdeauna aceleași. This gives us confidence and strength. Aceasta ne dă încredere to trust in your word. Și putere pentru a avea încredere în cuvântul Lord, tău. The work you gave us to do. Doamne, lucrarea pe care ne-a dat să o facem cannot be accomplished by any human strength. Nu poate fi îndeplinită prin orice Lord, help putere us umanească. That we all seek. Doamne, ajută-ne ca să căutăm cu toții to devote a lot of time to study and prayer. Să dedicăm mult timp studiului și rugăciunii. As much as our lives allow us this to do. Atâta timp cât viețile noastre ne permit Lord, să o facem. These are the two things we need. Doamne, de aceste două lucruri avem nevoie. That we can build on this foundation. Pentru a construi pe această temelie. On Christ. Pe Domnul Hristos. Lord, thank you that you are the cornerstone of the entire temple. Doamne, îți mulțumim că ești piatra de piatra din capul unghiului al întregului templu. Thank you that this movement will never fail. Îți mulțumim pentru că această mișcare niciodată nu va da greș. Because you're the master constructor. Pentru că tu ești maestrul constructor. Thank you for that. Îți mulțumim pentru aceasta. We ask you this in Jesus' name. Cerem aceasta în numele Domnului Iisus. Amen. Amen.